taximetriștii protestează din nou, doamnelor și domnilor, aici la Timișoara, blocând circulația pe principalele artere ale orașului. Iată, îi puteți auzi cum claxonează și cum blochează străzile, întrucât aceștia spun că le-au ajuns cuțitul la os și că nu vor renunța la proteste până când guvernanții, până când clasa politică nu le vor da ceea ce cer. Iată, sunt nervii întinși la maxim aici, în centrul Timișoarei, în fața prefecturii din Timișoara, unde circulația este blocată la propriu, este paralizată de acest protest al taximetriștilor. Iată, ceilalți participanți la trafic nu mai suportă aceste cozi infernale, însă taximetriștii continuă să își strige nemulțumirea, continuă să protesteze aici la Timișoara, întrucât spun că nu mai suportă această concurență neloială, nu mai suportă umilințele la care spun ei că au fost supuși. Aceștia ne spuneau că poliția nu îi susține și că le-ar fi spart protestul. Sunt mulți mai mulți taximetriști care așteaptă în diverse parcări din Timișoara pentru a ieși și pentru a se înrola, doamnelor și domnilor, în acest amplu protest. Iată, așadar, îi puteți vedea, sunt sute de mașini de taxi, doamnelor și domnilor, înrolate în acest amplu protest. Pur și simplu se paralizează circulația aici la Timișoara. Vom încerca să stăm de vorbă din nou cu reprezentanți ai protestului, cu taximetriștii, care sunt tot mai supărați. Protestați, doamnă, din nou! Da, din nou, până ni se dau drepturile noastre! Credeți că acest protest va avea ecou, doamnă? Cu siguranță, pentru că suntem o forță. Împreună, sigur, vom reuși. Prea multă nedreptate ni s-a făcut, prea mult și-au bătut autoritățile joc de noi, autoritățile pur și simplu ne-au ignorat de câte ori am avut protest. Efectiv, am fost pentru ei bătaia de joc. Foarte multe autorități care au și flote și sunt interese foarte mari. La mijloc suntem singura țară din Europa care ride-sharing-ul au legea lor, ei fac ce vor și noi suntem pur și simplu ignorați. De câți ani faceți taxi, doamnă? De 24 de ani. Ați mai trăit asemenea momente până acum? Am mai trăit când a venit ride-sharing-ul. Am mai avut proteste, dar pur și simplu am fost ignorați. Cum vă simțiți acum? Cu speranță. Sperăm că acum se va rezolva. Chiar avem o speranță. Iată așadar, doamnelor și domnilor, după cum vă spuneam, taximetriștii nu renunță, continuă protestul, blocând circulația aici, în fața Consiliului Județean, în fața prefecturii. Aceștia spun că vor continua protestul cu orice preț. Stradă, protestați! Normal! Cum vă simțiți? Mai puteți? Nu mai putem deloc! Chiar deloc! Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că mai mulți taximetriști din Timișoara, dar și din întreaga țară, se află de zile bune în greva foamei. Iată, sunt decizii limită la care taximetriștii apelează. După cum vă spuneam, coloane întregi de mașini aici ale taximetriștilor care protestează la Timișoara. Bună ziua, protestați cu întreaga familie! Da, cu întreaga familie, că nu ne mai ajungem cu banii. Cât de greu trăiți? Foarte greu trăim. Chirie la casă, chirie la mașină. Nu mai am timp să mai văd copii. De dimineață până seara lucrez pe 5 milioane. Sunt și copii în spate. Participă și ei la protest. Participă și ei la protest.
Mai puteți? Nu mai putem. Credeți că va avea ecou acest protest? Nu știu ce să zic. Sunt colegi ai dumneavoastră care au intrat în greva foamei. Da. Avem colegi la București, avem colegi în Timișoara care facem greva foamei de o săptămână de zile. Cât de greu vă descurcați? Cât de greu este să vă întrețineți familia? Foarte greu. Trebuie să lucreze dimineața la 3, noaptea ies la lucru până seara la ora 7, la 8. Ca să întrețin copiii și să plătesc chirie la mașină și chirie la casă și tot ce este nevoie. Așadar, doamnelor și domnilor, povești de viață cutremurătoare ale taximetriștilor care astăzi, iată, protestează din nou la Timișoara. Ați auzit acest șofer de taxi? A venit la protest împreună cu întreaga familie. Iată, are doi copilași mici care stăteau pe bancheta din spate. Îl însoțea la protest și soția acestuia, pentru că, spune el, nu mai suportă să vadă că nu își poate întreține familia. Așadar, doamnelor și domnilor, pare un ultimatum din partea taximetriștilor, care, iată, astăzi parcă nu se mai tem nici de oamenii legii și protestează, continuă să blocheze strada din fața Consiliului Județean, din fața prefecturii. Puteți auzi claxoanele, acestea sunt strigătele lor de disperare astăzi. Așa își manifestă astăzi nemulțumirea care se întinde, spun ei, de ani de zile, iată, de când cei care practică taximetria alternativă le-au înjumătățit câștigurile acestea, spun că nu se mai descurcă. Ați ascultat mai devreme mărturisirile cutremurătoare ale unui tată care este șofer de taxi și care recunoaște aproape cu lacrimi în ochi că nu mai are bani să își poată întreține familia. Iată, acesta are doi copii și este tot mai greu să rămână stâlpul familiei. Din nou în stradă. Bună ziua, bună ziua. Protestăm deoarece nu mai avem bani pentru a ne întreține familiile, a plăti ratele la mașini. Nu mai avem bani să ne plătim dările la stat. Ne-a ajuns cutitul la os. Rugăm guvernul să ne dea ordonanța promisă. Vă rugăm frumos! Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Așadar, doamnelor și domnilor, i-ați auzit, îi vedeți în continuare înrolați în acest amplu protest. Sunt strigăte de disperare ale unor persoane care, iată, își câștigă existența, unii chiar de zeci de ani, fiind șoferi de taxi, fiind în slujba celor care apelează la serviciile lor, însă spun aceștia, așa nu se mai poate, așa cum trăiesc în momentul de față. Circulația, doamnelor și domnilor, rămâne în continuare blocată aici, la Timișoara, pe strada din fața prefecturii. Iată, taximetriștii Așadar, doamnelor și domnilor, este un haos aici pe strada din fața prefecturii din Timișoara. După cum vă spuneam, dacă ne urmăriți în aceste momente și sunteți în trafic, încercați să ocoliți această arteră, întrucât este efectiv paralizată de protestul taximetriștilor.
sunt și oamenii legii, doamnelor și domnilor, aici la protestul taximetriștilor de la Timișoara. După cum vedeți, străzile sunt efectiv blocate de sutele de mașini de taxi care au ieșit și astăzi să protesteze. Aceștia amenință că nu se vor opri și că își vor continua seria protestelor, întrucât așa nu se mai poate, nu mai pot trăi. Iată și o ambulanță este nevoită să meargă să găsească o altă rută, respectiv pe liniile de tramvai, întrucât, iată, doamnelor și domnilor, circulația este paralizată și nici măcar ambulanța nu se poate strecura printre mașinile blocate aici pe strada din fața prefecturii din Timișoara. Iată, doamnelor și domnilor, oamenii legii încearcă să dirijeze traficul, însă haosul creat este deja mult prea mare. Taximetriștii deopotrivă spun că nu vor renunța, nu se vor mai lăsa intimidați de nimic și vor continua să își exprime nemulțumirile din mașinile lor, claxonând și defilând, ca să spun așa, cu mesaje care mai de care mai explicite. Vorbim despre un protest amplu, doamnelor și domnilor. Din nou în stradă, bună ziua! Bună ziua! S-a blocat traficul, protestați, nu vă lăsați! Nu ne lăsăm până când nu ne deplinesc dorințele și ce au promis. Dumneavoastră, ce vă doriți mai exact? Păi ce am cerut acolo, să fie concurența asta neloială, să nu mai fie. Așadar, doamnelor și domnilor, protestul continuă, protestul taximetriștilor aici la Timișoara. Vă recomand să nu alegeți să circulați prin zona centrală în aceste momente, cât durează protestul, întrucât, după cum vă spuneam, toate benzile sunt blocate, circulația este paralizată. Iată, în cadrul avem pe un om al legii care încearcă cât de mult poate să dilueze, dacă poate fi vorba despre diluarea traficului în aceste momente, doamnelor și domnilor, întrucât sunt sute de mașini de taxi care au blocat și blochează în continuare circulația și spun aceștia nu au de gând prea repede să se retragă, întrucât le-a ajuns cuțitul la os. Spun aceștia că nu mai ascultă de nicio formă de autoritate, întrucât au încercat să rezolve această problemă și pașnic. Însă așa, spun ei, nu se mai poate, iar acum îi vedeți înrolați în acest amplu protest, blocând circulația pe străzile centrale din Timișoara. Nu se știe cât timp va mai dura acest protest al taximetriștilor, întrucât se pare că sunt foarte hotărâți să continue și nu dau semne că ar dori să se oprească. Primă. Bună ziua, sunteți în greva foamei? Unde toate, domnul. Nu mai puteți? La mine protestul este fără să mă exprim. Este destul. Așadar, doamnelor și domnilor, unii șoferi au intrat, ca să spunem așa, chiar și în silențiu, stampa din cauza durerii provocate, iată, de guvern și de concurența neloială.
Vom reveni, doamnelor și domnilor, așadar de aici, din mijlocul protestului taximetriștilor de la Timișoara, vă recomand în continuare să alegeți alte rute ocolitoare, întrucât zona centrală, strada care trece prin fața prefecturii din Timișoara, este absolut paralizată de protestul taximetriștilor. Protest care se pare că va continua. Aceștia ne spuneau că sunt hotărâți să meargă până în pânzele albe pentru a-și primi drepturile și nu dau niciun semn că ar opri, că ar dori să oprească protestul. Iată, claxoanele lor vin să demonstreze încă o dată înverșunarea cu care astăzi taximetriștii au decis să-și continue protestul aici la Timișoara, fără mai a avea nici măcar o opreliște, fără a mai vrea să dea înapoi, fără a le mai fi frică de autorități sau de faptul că blochează, iată, întreaga circulație pe o stradă atât de tranzitată cum este cea din fața prefecturii Timișoara. Numărul polițiștilor se mărește aici la protestul taximetriștilor din Timișoara, întrucât și numărul șoferilor de taxi care s-au angrenat în acest amplu protest crește de la un minut la altul. Aceștia nu fac altceva decât să se plimbe și să blocheze circulația aici pe strada din fața Consiliului Județean Timiș și, bineînțeles, doamnelor și domnilor, după cum îi puteți asculta, să claxoneze în semn de nemulțumire și să își marcheze, ca să spun așa, prezența și, bineînțeles, supărările pe care le au. Revenim așadar, doamnelor și domnilor, de aici, din mijlocul protestului taximetriștilor de la Timișoara. Rămâneți așadar alături de noi!